Eu nu mă satur cu cântat. Și asta e bine, nu? Vreau să mai cântăm o cântare cu toți împreună, să o cântăm cu toată inima. Cu fratele Ionel umblăm mult în misiune și odată mi-a zis, zice, Vasile, mi-ar place cum cânți dacă nu te-ai strâmba așa de tare. Dacă nu mă strâng, nu pot. Dar vreau să spun că laud pe Domnul din toată inima. Slăvit să fie numele Domnului. Cântarea care vreau să cânt, vreau să cânt și cu tineri și cu cei mai în vârstă de aici, o cântare de bucurie. Am cântat într-o duminică și dimineața și seara la Biserica Ghesiman din Caransebeș. Și după ce am ieșit după zi întreagă de cântat, nu m-am cântat, acolo nu a fost predicator, vreo 4 ore am cântat în ziua aia. Și m-am pus acordeonul pe banchita din spate la mașină, la mașină și l-am dus pe Timișoara. După ce cobor podul de la Caransebeș, poliția. Mă opresc, se uită la mine, eu chef de vorbă. Bucuros, cum am ieșit din biserică, arătam cam cum arăt și acum. Și se uită la mine, se uită la acordeon, iar se uită la mine. Strigă la colegul lui, Gărghiță, adă fiola. Domnule, nu beau că-s pocăit, las cum mai spus și alții. Și aduce fiola. Domnule, trec atâția oameni pe aici care mă cunosc și mă pune să suflu în violă. Asta e legea. Suflă. Suflu. Mai tare. Suflă, suflă. Suflu, suflu, zic, dar nu mai pot. Se uită la violă, se uită la mine. Și nu se poate. Mă întreabă, te-ai uitat în oglindă să vezi ce față ai? Ce față am? Ai față de un put. Domnule, nu-ți beacă. Nu se poate. De ce ești așa bucuros? De ce sunt bucuros? Pentru că sunt mântuit. Dar el, ce înseamnă asta? M-a iertat Dumnezeu de păcate. Și da, asta te bucuri. Da! Mai adă o fiolă. Fraților, m-au pus să suflu și n-a doua fiolă. Știți cât am suflat? Până am amețit. Nu arăta nimic fiolă. Eram treaz. Și m-au amețit de cât am suflat. Dar cu băutura n-am avut nimica. Îmi dă, de iată s-am răzit că nu m-a prins. Îmi dă înapoi aia de lună. Știți ceva, Domnul? Nu sunteți beat. Dar nici normal. Fraților din Pătrăs, vreau să spun ceva. Cel mai normal lucru din lume este să te bucuri că Dumnezeu te-a mântuit. Amin? Haideți să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a mântuit. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Voi veni cu mulțumire în casa Lui. Așa-sta ziua Domnului să ne bucurăm ea. Cântându-i glorie, aleluia! Eu sunt fericit, eu sunt fericit, cel mai fericit, sunt fericit că cel a mântuit. Eu sunt fericit, da, cel mai fericit, sunt fericit că cel a mântuit. Osana, Osana, laudă Domnului, laudă Domnului, ce m-a salvat. Cântăm la biserica asta. Am cântat într-o biserică, m-am pus pe bancă, păstorul se ridică în picioare și zice, mare Dumnezeu avem, da, și gura lui Vasile e mare. Cum să n-ai gura mare? Aveți un Dumnezeu mare? Cine are un Dumnezeu mare, mâna sus? Atunci să deschidem gura, să arătăm cât de mare este Dumnezeul nostru, cu toată inima, cu toată ființa noastră. Mare Dumnezeu, avem, mare Dumnezeu, avem. Thank you.
Hristos e Domnul, aleluia! Hristos e Domnul, aleluia! Iisus Hristos e Domnul, iubește Bucovina, aleluia! Iubește Bucovina, aleluia! Iubește Bucovina, aleluia! Iubește Bucovina, aleluia! Iubește Domnul Bucovina? Și Banatul, de acolo venim noi, știm. Dar știm că Dumnezeu iubește Bucovina. Când am intrat în Bucovina, m-am uitat și am zis, oare nu suntem în Austria? Cam așa e de frumos, Elveția, Austria. Dumnezeu ne iubește pe toți. Mai cânt o cântare. Totdeauna când păstorii sunt spatele meu și nu văd când îmi fac semne să mă opresc, acum mă văd pe fratele meu.